A do të lijen me njanë procesi zgjerimit për këtë vit dhe Shqipëria, a do të keti mundësi tjetër për të hapë negociatat për grup kapituj të themelor? Având în vedere faptul că pe 6 iunie urmează alegerile europarlamentare, în opinia dumneavoastră, asta va încetini un pic procesul de lărgire a Albaniei sau să mergem mai departe cu procesul de deschidere a procesului de negociere? Procesul de. Deci, alegerile pentru Parlamentul European sunt un proces natural, firesc. Zidet europarlamentare ia un proces natural. Nu trebuie amestecate cu parcursul european al statelor candidate. Deci eu nu duc îngatruar me ețurin europeane të vendeve candidate? Există mecanisme care funcționează în paralel. Tu ai mecanisme de cilat funcționează în mâniuri paralele? Și depinde numai de stadiul, de gradul de pregătire al statului candidat. Deci eu vareți shumë nga niveli i pregătit este të vendit candidat? Cât de repede parcurge aceste etape premergătoare integrării europene. Sa shpejt do e kaloj këto etapa të cila paraprin procesin de integrime? Trebuie să vă reamintesc că procesul de integrare europeană este bazat pe meritele proprii ale fiecărui stat candidat. Këtu po e sjell dhe njëherë në vëmendjen tuaj që procesi i integrimit evropian bazohet në meritat personale të secilit vend kandidat. Deci nu alegerile pentru Parlamentul European vor întârzia eventual procesele Republicii Albania, ci o anumită lipsă de pregătire pe anumite capitole. De niciodată se doket do një bones për sa i përket çelës së këtyre kapiteve, nuk do jenë zgjedhjet europarlamentare ato që do ndodhin, por niciodată se doket bonesa, këto do i referohen vetëm atyre mangësive të përgatitjes që dar, do ketë vetë shteti kandidat. Dar aceste lucruri sunt cunoscute, iar și aici trebuie să recunosc, autoritățile albaneze sunt foarte bine pregătite la foarte multe capitole. Kjo është një gjë shumë e ditur dhe këtu duhet ta pranoj para jush që autoritetet shqiptare janë shumë të përgatitura në shumë drejtime dhe në shumë kapitole. Çfarë do thotë? Ço që înseamnă? Ceea ce înseamnă că procesul ca atare își va urma parcursul firesc. Este un proces, nu e un concurs. Duhet të them që nuk është një konkurs, është një proces, është një proces i cili do ketë atë ecurinë normale të tij. Zotë Mazëllo, Shqipëria realizon një reformë të thellë në drejtësinë e vitit 2016. Si e shë ambasadori zbatimin e saj? Në nënë në 2016, Albania kusë bazë e lume i reformën e justicinë. Da. A i që punë kumë e të zonë avar, a dume o së aplikar aceste i reformën e justicinë? Vă cum prea bine știți, o justiție funcțională reprezintă un capitol fundamental, un element fundamental de integrare. Aș tu și de vete din një drejtësi funcționale, este un element fundamental. Alături de alte elemente fundamentale, cum ar fi drepturile politice, drepturile civile, respectarea drepturilor omului și așa mai departe. Dar. Deci eu bași elemente cât era fundamentale, să se ia în... Da. Poftim? Respectarea drepturilor fundamentale. De că eu reiți în paralelism de respectivitate de drepturile temelor, seaturile politice de societate. Reforma justiției trebuie înțeleasă pentru că provin dintr-o țară care a produs o reformă a justiției profundă. Mund t'ju them që reforma në drejtësi duhet kuptohet, sidomos për mua personalisht që vini nga një shteti cili ka prodhuar një reformë në drejtësi shumë të thellë. Reforma justiției trebuie să fie îndreptată către cetățean. Reforma ne drepții duet i drejtohet cetetarit. Atâta vreme, deci nu vreau să comentez numărul de judecători sau de procurori pe care Albania iar este problema strictă a Albaniei. Obiectivul principal, în opinia mea, al oricărui proces de reformă în justiție este ca cetățeanul, oricare ar fi el, să se îndrepte cu încredere către un tribunal. De cât duhet te temi ce fac, că nu ca rândsi numbi i procurorile o să-i judecată ce ca Republica Shqipëris în tot moment, să cu și probleme branșimi i Republica Shqipëris. Pa eu ce mult ce temi un, është që reforma në drejtësi duhet i drejtohet qytetarit dhe në të njëjtën kohë qytetari me shumë besim t'i drejtohet sistemit të drejtësisë. De fapt, este foarte simplu, dincolo de toată frazeologia complicată pe care uneori avem tendința să o prezentăm.
Este foarte simplu. Orice proces de reformă, atât în ceea ce privește instituțiile statului, cât și puterea judecătorească, justiția, se referă la contractul social. E shumë e thjeshtë, dhe për te i faza dhe shumë të komplikuare që nga njëri mundohemi të përdorin, dhe jo vetëm reforma në drejtësi, po të gjitha reformat e tjera kanë të bëjnë me kontratën shoqërore. Cetățeanul trebuie să aibă încredere în administrație, încredere în justiție, iar atât administrația cât și justiția trebuie să producă, să producă elemente sau să dea asigurări cetățeanului că funcționează în slujba sa. E simplu. Dhe këtu shumë e thjesht, qytetarit duhet të ketë besim në drejtësi, duhet të ketë besim dhe në administrat, kurse dhe nga ana tjetër, dhe sistemi drejtësisë dhe sistemi i administratës duhet t'ju japë elemente qytetarëve nëpërmjet të cilave t'ju tregojë që vërtet punon për ta. Suntem într-un sediu unei universități, de asta am avut o abordare mai filozofică. Tu cam bărni ne abordim filozofic, să ne dodem în seline în universitate. Dar în esență este despre un contract social. Por, în esență, ne temem plasă prin un contract social. Cetățeanul trebuie să știe că orice, dacă un interes al său este lezat, există autoritatea de stat sau judecătorul care îi poate repara. Duhet të di që në qoftë se një e drejt i mohohet qytetarit, ekziston autoriteti shtetëror ose drejtësia e cila i vjen ndihmë në të drejtim. E foarte simplu. E shumë e thjeshtë. Mulțumesc. Faleminderit. Nice language. I understood what you were talking about. Që jam prej 3 vitesh ambasador në Republikën e Shqipërisë. Apare întotdeauna se ridică în discuție mărirea numărului de burse pentru studenții. A rămas un oraș dedicat valorilor tradiționale. Eu ce nu penaj în faptul și poi în forță, ci de a forma cetățeni. Făcut formă cetățeni. Oameni care își găsesc în pavilionul de economie, se calore ca și prieteni de Cundorul, ca și un colo de geantă, dar este un pavilion de povestire. În moment, avem un elegant sunt mare, de primit atâtea pavilioane de economie. Și s-a oprit la pavilioane dedicate universității. Din România de atunci și de peste tot. Cu bani prezentime pe Gici, mă. 40 de ani de domnie ai regiului Carol I. De ședeam pe mine la Filipet, nu am misul și asistent cuadr de Universitetul de București. E vetem pas și student, pe ce împărbal catăr de cană. Și mi-aduc aminte de... Domnul profesor Gheorghe Meră este decan în facultății de... Decanul facultății de... Tu menea i-a decis decanul de universității.